aș vrea să deschidem Gala Mari Sportivi 2023 cu premiul pentru un trofeu mondial. Premiul pentru niște campioni mondiali. Primul trofeu al Galei merge către echipa națională de mini-fotbal a României, câștigătoarea campionatului mondial, după ce s-a impus dramatic la loviturile de departajare în fața Kazahstanului. Premiul, trofeul, va fi oferit de către domnul Ion Țiriac. Că merită încă un rând de aplauze campionii mondiali. Îl așteptăm în scenă și pe domnul Ion Țiriac pentru a le oferi primul trofeu al Galei Marilor Sportivi. Foarte greu după discursul dumitale să mai vorbești despre ceva, în special despre sport. Acești oameni care stau aici au adus ceva care mie sportul nu mi-a adus. În toți anii ăștia, 50 sau cât am făcut sport, atâta cât mi-au adus cele 4 săptămâni de Jocuri Olimpice de la Sydney și din Atena când am fost președinte. Acea mulțumire și acea dăruire pe care atunci sportivii au avut-o și au adus românilor atâta bucurie, trebuie să se întoarcă. Se întoarce astăzi cu dumneavoastră, se întoarce, sperăm, la Paris, nu câte medalii, să facem tot ce posibil ca să facem ceva pentru viitor. Iar dumneavoastră, premiații astăzi, premiații care o să fie în această seară, să fiți conștienți că nu participați pentru dumneavoastră, participați pentru fiecare român din țară sau de afară. Și bucuria care le-o aduceți e atât de mare, în special în aceste timpuri destul de spulberate, dar să nu spun mai mult, că nu puteți să credeți. Iar românul nu are foarte multe bucurii în momentul ăsta și fiecare treabă care ne pune din nou la masa lumii, pentru că dacă în sport România era la masa lumii, era la masa celor mai elevați oameni de pe acest glob. Ne trebuie să câștigăm locul înapoi, pentru că asta facem, și să investim în sportul de performanță, dar mult mai mult aș vrea să investesc în grădiniță. Ca urmașii dumneavoastră să fie din an în an mai buni. Vă mulțumesc, scuzați în monologul, dar am simțit dator, dacă toți sunt aici, să vă spun cam cum o simt și ce gândesc. Mulțumesc mult! Trofeul Mari Campioni, Mari Sportivi, merge de la un campion către alți campioni. Felicitări încă o dată Naționalei României de mini-fotbal. Recunoștință, domnule Țiriac, pentru tot ce a spus în spiritul acestui popor. Am uitat un singur lucru. Vreau să mulțumesc ProSport că mi-a permis această onoare, pentru că în țara asta mă uit și să găsesc oameni mult, mult mai valoroși decât mine, dar probabil din cauza vârstei m-au pus pe mine aici, la început, pentru că trebuie să mă duc să mă culc după aia. Vă mulțumesc! Mulțumim mult de tot! Și aș vrea să vă întreb, când ați plecat la campionatul mondial, care era speranța voastră? Cu ce aveați în minte ca performanță acolo? Bună seara, în primul rând. În numele colegilor mei
și al antrenorilor. Vă mulțumim pentru acest premiu. Pentru a vă răspunde la întrebare, cred că obiectivul echipei era calificarea în sferturi, în semifinale, performanța anterioară. Exista o speranță pentru, sau o dorință pentru a câștiga campionatul mondial, dar cum asta nu s-a întâmplat niciodată, era destul de greu de crezut că se va întâmpla. Mulțumim pentru exemplu, încă o dată felicitări și eu cred că acest trofeu nu este o întâmplare, cum nu este o întâmplare nici faptul că Ion Țiriac este cel care v-a mânat premiul, nu este o întâmplare faptul că Ion Țiriac a deschis decernarea galei mari sportivi. Vă mulțumim încă o dată și recunoștință din partea României. Și noi vă mulțumim!